Bună seara, doamnelor și domnilor! Sunt Ana Ichezli și vă prezint buletinul de știri. Președintele Consiliului Municipal și cei doi adjuncți ai acestuia au fost aleși de consilierii municipali în cadrul primei ședințe organizatorice, care a avut loc la 27 noiembrie. Consiliul Municipal din Comrat are 27 de membri, dintre care 21 sunt candidați independenți și 6 candidați de partid. Componența Consiliului Municipal s-a schimbat cu 2/3. 10 consilieri de la ultima convocare au fost realeși, iar 17 sunt fețe noi în componența Consiliului Municipal. La prima ședință au participat 26 de consilieri, unul a fost absent. Gheorghe Vlah a devenit președinte al Consiliului Municipal din Comrat. Pentru el au votat 14 consilieri. Vicepreședinți au fost aleși Maxim Bolgar și Andrei Bolgar. Sarcina noastră este de a consolida întreaga componență, astfel încât să fim uniți și să lucrăm împreună cu primarul pe parcursul celor 4 ani pentru binele orașului și al oamenilor. Primarul orașului Comrat, Serghei Anastasov, a declarat că este gata să implementeze proiecte în beneficiul orașului împreună cu consilierii. Очень надеюсь, что кворум на советах последующих оно всегда будет больше. Sper foarte mult că la ședințe va exista quorumul pentru a lua decizii cu privire la proiecte, problemele orașului și problemele locuitorilor. Работать. Вот на эти вещи и для того, чтобы могли совместно, дружно работать для города и без политики, как это и было 8 лет, я не занимался политикой, и очень надеюсь на эту работу и дальше. De asemenea, consilierii municipali au ales membrii comisiilor consultative de specialitate ale Consiliului Municipal din Comrat. În Ceadărlungă a avut loc prima ședință constitutivă a noului Consiliu Municipal ales la data de 5 noiembrie, în cadrul alegerilor locale generale. În cadrul primei ședințe constitutive a Consiliului, consilierii au ales președintele Consiliului și cei doi adjuncți. După cum s-a raportat anterior, unul dintre consilieri, Victor Goleș, a fost ales președinte al Consiliului Municipal cu majoritatea de voturi. În prima parte a ședinței Consiliului Municipal Ceadărlungă, reprezentanții autorităților găgăuzi au ținut un discurs de bun venit în fața consilierilor și a tuturor celor prezenți în sală. Stimați consilieri municipali, în numele administrației raionale și în numele locuitorilor raionului Ceadărlungă, țin să vă felicit pentru realegere și pentru încrederea acordată. Vă doresc succese în activitatea dumneavoastră în beneficiul locuitorilor raionului Ceadărlungă și AUTA Găgăuzia. În Ceadărlungă, alături de alte localități, au avut loc alegerile locale. Rezultatele acestora au fost anunțate în cadrul ședinței, precum și activitatea Consiliului pe partea legislativă. Consiliul Municipal de Circumscripție 36/2 a decis confirmarea legalității alegerii primarului municipiului Ceadărlungă la alegerile locale generale din 5 noiembrie, recunoașterea valabilității mandatului primarului ales Topal Anatolii în calitate de candidat independent la alegerile locale generale din 5 noiembrie 2023. În urma ședinței, Victor Goliș a fost ales în calitate de președinte al Consiliului Municipal din Ceadărlungă. Adjuncții săi sunt Natalia Navăcli și Olga Șișcova. Marți, 28 noiembrie, în Ceadărlungă va avea loc o ședință extraordinară a Consiliului Municipal. Deputații Adunării Populare a Găgăuziei au examinat legea cu privire la utilizarea fondurilor pentru infrastructură rutieră. Ei au ieșit cu o inițiativă ca fondurile pentru reconstrucția drumurilor din autonomie să fie repartizate în comun acord cu deputații.
Potrivit legei, programul Fondului Rutier pentru Drumurile Naționale din Găgăuzia este aprobat anual de către Comitetul Executiv. Deputații au venit cu inițiative la adunarea populară să participe la aprobarea și repartizarea finanțelor pentru infrastructura rutieră. Nașa inițiativă se făcea de știu, ca să nu se ajungă ca Comitetul Executiv să facă ce vrea fără știrea adunării populare a Găgăuziei, dacă este posibil să susținem anularea vetoului. Precedenta șefă a Găgăuziei, când a plecat, a spus că sunt de acord cu această lege, dacă ea intră în vigoare în ianuarie 2024. Deputatul adunării populare a Găgăuziei, Serghei Cimpăieș, a solicitat susținerea proiectului de lege și a votat pentru adoptarea acestuia. El a spus că la formarea fondului rutier trebuie să se țină cont de opinia deputaților adunării populare. Îi rog pe toți să susțină acest proiect de lege, să votăm pentru a trece peste veto. Opinia deputaților adunării populare a Găgăuzii a fost luată în considerare la formarea fondului rutier. Prim-adjunctul șef al Comitetului Executiv, Ilia Uzun, a remarcat următoarele despre inițiativa deputaților. Inițiativa adunării populare a Găgăuziei. Ei au făcut apel, nu vor să participe la distribuirea fondului rutier. Fostul bașcan al autonomiei nu a semnat, deoarece a considerat că deputații poporului se amestecă în activitatea Comitetului Executiv. Prin urmare, deputații au trecut peste veto și actualul bașcan, Eugenia Alexandrovna, ar trebui să semneze. Reamintim că la 17 noiembrie, la ședința adunării populare, 29 de deputați au votat în favoarea inițiativei. În satul Congaz a avut loc un pichet de pace. Activiștii publici și reprezentanții ai Consiliului de Bătrâni din sat au cerut autorităților să acorde atenție problemelor lor. Locuitorii protestatari în satul Congaz, care au blocat periodic traficul la trecerea de pietoni de pe strada Lenina din centrul satului, și-au exprimat nemulțumirea față de faptul că se acordă puțină atenție problemelor pensionarilor și persoanelor cu nevoi speciale. По 1000 лей, 6 месяцев подряд – это очень хорошая подмога для пенсионеров. Вот когда вот наши пенсионеры услышали, что этих денег не будет, бабушки, дедушки в обморок падались. Я вам серьезно говорю. Я не могу просить, я требую, образумьтесь, пожалуйста, повернитесь лицом к населению. Мне уже 78 лет, я хожу и собираю ветки, которые обрезают, потому что мне не хватает на что купить, чтобы топливо, дрова. Я сегодня пришел на эту акцию, чтобы поддержать наше население, потому что вижу, какая трудная ситуация у нас сегодня настала, когда бабушки и дедушки, и люди с особыми потребностями, для того, чтобы пойти купить себе кусок хлеба, они идут и смотрят последние копейки, которые есть у них в кармане. Несмотря на то, что пшеница сегодня намного дешевле, чем была раньше, хлеб у нас остается всю ту же большую цену. Даже люди самые элементарные не могут себе позволить. 1000 de lei de fiecare timp de 6 luni la rând este un ajutor bun pentru pensionari. Când au auzit că nu vor primi, au leșinat. Onar alsnari saba de gisnea bjabre de sulesnea natsna naroda. Ili je biz brakezi kya. Mă duc să strâng crengile care sunt tăiate pentru că nu sunt suficiente pentru lemne de foc, iar prețurile pentru acest serviciu sunt foarte mari. Nu avem din ce trăi. Este rușinos să trăiești cu astfel de pensie. Сегодня среди нас находится и председатель наших пенсионеров в Кангазе. Prin această acțiune pașnică, locuitorii din Congaz doresc să atragă atenția autorităților asupra problemelor lor. Ivan Besarab, o personalitate publică, a organizat acest pichet. Locuitorii din Congaz au declarat că intenționează să continue protestele.
Operatorul național de telecomunicații Multtelecom majorează tarifele la telefonia fixă cu până la 40 de lei, începând cu luna ianuarie. Operatorul precizează că abonamentul de 40 de lei va fi îmbunătățit și va include convorbiri nelimitate în rețelele fixe și mobile Multtelecom. Locuitorii autonomiei au comunicat cât de des folosesc telefonia fixă. Думаю, что это плохо. Eu cred că este rău. E mai bine să renunți la telefonul de casă decât să plătești mulți bani, mai ales dacă nu îl folosești foarte des. Am un abonament de 60 de lei. Prefer să folosesc un telefon mobil decât un telefon de casă de 40 de lei. Nu folosesc comunicarea fixă. Nu, redcă, budem uști. Suntem adulți, ne sunăm între noi dacă avem nevoie urgentă de ceva. 40 de lei este scump, dar ce putem face? Deja aproape nimeni nu mai are telefoane de casă, iar acum mulți vor refuza. Nu atcăzuți, nicio, strașnă. Telefonul am luat. Plătim 12 lei, plăciu și așa. Dacă prețul va crește atât de mult, vom renunța la abonament. Am nevoie de un telefon fix. Dacă prețul va crește, voi plăti. În prezent, abonații Multtelecom plătesc 24 de lei pentru un abonament standard de telefonie fixă. Adunarea populară a Găgăuzii a adoptat în prima lectură proiectul de lege cu privire la muzee în vederea conservării patrimoniului cultural al regiunii. Principalul accent în legea privind muzeile este crearea unor condiții favorabile pentru instituțiile muzeale, oferindu-le sprijinul și finanțarea necesare. Acest lucru este important nu doar pentru conservarea expozițiilor, ci și pentru activitățile educaționale menite să implice societatea în dialogul cultural. Se arată în proiectul de lege. Proiectul de lege a fost prezentat în cadrul unei ședințe a Adunării Populare a Găgăuzii de către președintele Comisiei Permanente pentru Știință, Educație, Cultură, Limbă și Cult, Dmitrii Mănăstârlâ. Proiectul de lege al UTA Găgăuzia cu privire la muzee este elaborat de către Comitetul Executiv reprezentat de Departamentul de Cultură al Găgăuziei. Noi lucrăm la acest proiect de lege de mult timp. Unul dintre obiectivele adoptării legii cu privire la statutul juridic special al Găgăuziei a fost păstrarea necesităților și identității naționale. Proiectul reglementează clar noțiunea de muzeu cu statut de UTA Găgăuzia, muzeu cu statut de muzeu local, muzeu cu statut de muzeu departamental și muzeu cu proprietate privată. Toate comisiile a Adunării Populare a Găgăuziei au aprobat acest proiect de lege și Departamentul de Justiție l-a aprobat, iar comisia noastră propune adoptarea acestui proiect de lege în prima lectură. Комиссия наша предлагает принять в первом чтении данный законопроект. Adunarea populară a Găgăuziei a adoptat în unanimitate proiectul de lege cu privire la muzee în prima lectură. Adunarea populară a Găgăuziei a adoptat în prima lectură proiectul de lege al UTA Găgăuzia cu privire la monumente. Proiectul de lege a fost elaborat în scopul creării unui cadru legal care să reglementeze ridicarea, demontarea, transferul, inventarierea și înregistrarea monumentelor în locurile publice din Găgăuzia. Acest proiect de lege a fost aprobat și de toate comisiile și Departamentul Juridic l-a aprobat. Comisia propune proiectul și în prima lectură.
inițiativa din comisia. Și comisia noastră a analizat acest proiect și a ajuns la opinia de a-l aproba și de a-l transmite spre examinare. Proiectul de lege este format din 5 capitole și 27 de articole. Proiectul reglementează clasificarea monumentelor ridicate în locurile publice, teritoriul acestora, zona de protecție, identificarea, protecția bunului cultural, restaurarea, precum și proprietatea asupra acestuia. În perioada 24-25 noiembrie la Comrat s-a desfășurat campionatul deschis al Găgăuziei la Haltere. Au concurat sportivi din toate colțurile Moldovei. Acest campionat a dat startul dezvoltării ulterioare a sportului în autonomie. 7 echipe din orașele Bălți, Chișinău, Cahul, Căușeni, Găgăuzia și regiunea transnistriană au participat la campionatul de haltere al Găgăuziei, care a durat 2 zile. Acest eveniment a devenit o platformă de cooperare între sportivii din toată Moldova. S-au adunat cei mai puternici sportivi care au reprezentat țara pe arena internațională, au declarat antrenorii echipelor. La concursul dat la campionatul deschis a UTAG Găgăuzia, au participat mai mulți sportivi din diferite localități ce Moldova. S-a evidențiat ieri niște rezultate frumoase la mai mult la fete, azi participă mai mult băieții. Vreau să menționez că au arătat un rezultat bun Ierigina Elena, Câlcica Anastasia, Mitioglu Maria, Cujocaru Nicoleta, Ciobanu Tatiana, toți care au devenit campioni, și Gabriela Denis Păreni, Gabriela Danilov. Vreau să spun că desfășurarea competițiilor este la un nivel bun și demonstrează că și un rezultat foarte bun pentru Găgăuzia. Campionatul se desfășoară anual în Găgăuzia în luna noiembrie. Școala regională de haltere pentru copii și tineri a fost reprezentată de 16 băieți și 5 fete. Pe primul loc, printre fete, la diferite categorii de greutate s-au clasat Elena Ierigina, Anastasia Călcic, Maria Mițioglu, precum și titlul de campion a fost obținut de sportivul Alexandru Balgi la categoria de greutate de 67 de kilograme. Acest campionat a oferit o oportunitate multor halterofili de a-și realiza visul și de a participa mai departe la competiții internaționale. Я, так сказать, похудел, то есть гонял вес 4 кг и думал, буду плохо себя чувствовать и выступлю не очень, но оказалось всё иначе. Am slăbit, am crezut că voi avea performanțe mai slabe decât înainte, dar sunt foarte mulțumit de rezultatul meu. Visul meu este să ajung la jocurile internaționale. Trebuie să mă antrenez din greu pentru aceasta. Mă antrenez de 7 ani, jumate, aproape 8. Am făcut smuls 75 și 2 încercări, pare de rău, le-am scăpat. Iar aruncat am făcut 94. Campionatul acesta aici la Comrat a fost desfășurat foarte bine, mi-a plăcut participarea. Au fost premiați sportivii cu premii, diplome, medalii, cupe. Au fost fete foarte puternici, care au fost concurența foarte bună. Se desfășoară campionatul Găgăuziei. Ne mândrim foarte mult cu rezultatul nostru, am avut un rezultat foarte bun. Ieri am avut concurenții, erau foarte puternice, dar și eu am încadrat în categoria mea. Competiția de astăzi m-a motivat să ajung la un rezultat cât mai înalt, pentru a mă pregăti pentru campionatul următor, care va fi campionatul european de seniori, și cred că să ajung la un rezultat cât mai bun. În timpul campionatelor au fost stabilite noi recorduri. Nimeni nu a vrut să cedeze. Cei mai puternici halterofili, câștigătorii campionatului deschis, au primit medalii și premii în bani. Campionii absoluți au primit cupe. În continuare, prognoza meteo.
În Găgăuzia se așteaptă vreme puțin posomorâtă, va fi zăpadă, cu ploaie, vântul va sufla cu viteza de la 3 până la 8 metri pe secundă. Temperatura aerului în Comrat ziua plus 6 grade, noaptea minus 4, în Ciodărlunga ziua plus 7 grade, noaptea minus 4 grade Celsius, în Vulcănești ziua plus 6, noaptea minus 4. Ne puteți urmări și citi pe site-ul grt.md, de asemenea pe canal de Telegram, Facebook și YouTube. Împărțiți cu noi informații interesante, fotografii și videoclipuri pe e-mail. Acestea au fost toate știrile la această oră. Toate cele bune!